Adina Popovici este deja una dintre cele mai strălucitoare prezențe din show-urile de modă. Prezintă deja pentru designer români și s-a întors recent de la Paris, unde a avut câteva ședințe foto pentru alți creatori celebri. Sunt foarte bine, foarte fericită, mă simt foarte mândră de mine. Am avut până acum câteva prezentări și o să mai am. De-abia aștept să intru și la următoarele prezentări. Cum e acolo pe scenă? Mă simt foarte bine, am foarte multe emoții, într-adevăr. Când urc pe scenă, uite toate problemele care am de frază, de școală, de tot. Și sunt cea mai fericită. Stai anul trecut pe vremea asta că o să ajungi să prezinți? Niciodată. Nu, nici nu mi-a trecut prin gând. În urmă cu un an, copila de 14 ani nici nu visa că poate să strălucească pe scenă. Fata locuiește la Glina, alături de alți trei frați, iar singura sursă de venit este salariul mamei, care muncește ca femeie de serviciu la un bloc. De când a rămas văduvă, femeia o duce foarte greu. Presa a descoperit povestea Adinei și i-a făcut câteva fotografii, iar de atunci viața fetei s-a schimbat complet. A murit tatăl lor acum 4 ani. Și la biserică, preotul, după mormântare, i-a băgat în biserică. Și le-a făcut poze la toți patru și a dat drumul pe Facebook. Și de acolo, a explodat bomba. Și, pe urmă, au început să ne caute. Urmă a venit, a luat-o atunci prima oară când a făcut ea pozele. Știu că vă descurcați destul de greu tot. 3 copii, 4 copii, e destul de greu. Ne descurcăm cum vine vorba, nu ne lasă Dumnezeu. Avem un servici care ne ținem de el, ce să facem? Asta e viața. Pentru Adina, cariera asta, cum o vedeți dumneavoastră? Bună. Foarte mult. Și să meargă înainte, da. Până în pânzele albe. Și când ați auzit că pleacă la Paris? A fost o bucurie pentru mine. Ce au zis vecinii de aici când... Ce să zic? S-au bucurat pentru ea, normal. Toată lumea se bucură că știe situația care e. Cumva Adina este acum sprijinul dumneavoastră cel mai mare? Este. Cum a fost la Paris? Foarte frumos, uimitor. Mi-a plăcut foarte mult. Aș fi vrut să stau mai mult și să capăt cât mai multă experiență. Ce ai făcut acolo? Cum a fost? Ședințe foto, fotografii. Și după experiența asta pe care ai avut-o la Paris, unde te vezi? Ce-ți dorești să faci? Îmi doresc să merg cât mai departe, să mai merg și în alte țări, bineînțeles. Frumusețea i-a deschis ușa către o lume pe care până nu de mult nu o credea accesibilă. Acum Adina îndrăznește să viseze și tot ce își dorește este să reușească în lumea modei pentru a schimba și viețile mamei și ale fraților săi. Practic, povestea asta cu modeling-ul ți-a schimbat toată viața? Mi-a schimbat viața foarte mult, adică e ceva deosebit, niciodată nu m-aș fi gândit că o să ajung atât de departe și plus că o să mai merg și îmi doresc să merg pe cele mai mari scene. Dacă o să câștigi tu foarte mulți bani din modeling, cu banii aceia mulți, ce ai vrea să faci? Să-mi iau o casă în care să stau eu, frații mei și toată familia mea, să ajut pe mama din toate punctele de vedere financiar, de la financiar până la cel mai mic. Să nu mai ducă niciodată grijă dacă n-am unde să stăm sau că o să mergem acolo și acolo. Asta îmi dorește mai mult. Acum cu ce a ajuns pe mama ta? Cu treburile casei, cu ce pot și eu. Da, niciodată nu mă scapă din treburile casei, asta să fiu sigură.